Sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim pentru cea de-a treia parte a tutorialului cu Moș Crăciun. În seara aceasta vom lucra căciulița mai întâi, apoi vom continua cu restul. Pentru aceasta voi începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șasele picioruș scurt. Acum voi închide cercul magic, voi închide acest rând cu picioruș alunecat, croșetul, și din acest moment vom pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș scurt noi vom lucra o mulțire. Deci la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Începem. Prima mulțire, deci avem 2, 5 și cel de-al șaselea, 7, 8, 9, 10. Și acum voi face ultima înmulțire, 11, 12 piciorușe scurte. Din acest moment vom lucra 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Voi trage mai bine de cercul magic. Deci de 3 ori vom lucra aceste 12 piciorușe scurte, fără să înmulțim, fără... Eu sper că se vede destul de bine. Camera este poziționată foarte, foarte jos. Eu dacă ridic mâna un pic mai sus, nu știu dacă ați observat în alte tutoriale, ating practic camera. Îmi pare rău dacă sunt pentru că sunt persoane care vor să vadă mult mai de aproape. Nu este posibil. Chiar și pentru mine este foarte greu să lucrez în acest mod. Voi încerca oricum să satisfac dorințele fiecăreia dintre dumneavoastră, însă mai jos de atât camera nu o pot lăsa. Mai tare de atât nu pot vorbi. Aceasta este vocea mea normală. În felul acesta vorbesc eu de obicei. Am atașat un al doilea microfon. Camera are deja două microfoane incorporate. Eu sper să auziți bine ceea ce vă spun, ceea ce explic. Și în afară de aceasta, eu am spus de multe ori tot respectul și admirația pentru doamnele care fac tutoriale, pentru că dumneavoastră nu știți, dar în spatele unui tutorial de câteva zeci de minute sunt ore întregi de lucru, sunt ore în care te pregătești mai înainte, ore în care studiezi mai întâi să vezi ceea ce este pe alte canale de YouTube pentru a nu imita pe nimeni. Sunt ore pe care le pierzi în fața calculatorului, a laptopului, atât pentru a filma, dar apoi pentru a pune sus în rete tutorialul. Deci
Uitați, de exemplu, tutorialul de la Moș Crăciun, care a avut un pic mai mult de 40 de minute de filmare. Vă rog să mă credeți că eu toată ziua între servici și tutorial am lucrat la el și apoi începând de la 6:30 seara până la 11 când a ajuns pe YouTube, eu am fost în fața laptopului și pentru a încărca acest tutorial. Deci vă puteți da seama că nu este o muncă ușoară. Tot respectul și toată admirația pentru doamnele care fac tutoriale. Am lucrat cele 3 rânduri de 12 piciorușe scurte, acum voi lucra 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Și astfel, la capătul rândului, vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. 3 4 5 6 7 8 Aici vom face o mulțire. 9 Deci vom avea 10 Iar acum din nou 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și o înmulțire și astfel am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Din acest moment vom schimba firul despărțitor și vom lucra un număr de 3 rânduri de 15 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș în modul în care se găsește. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri și vom continua să lucrăm căciulița moșului. Vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1 2 3 4 După care voi face o mulțire. Lucrând în acest fel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea picioruș scurt. Acum voi face o mulțire în următorul. Din nou 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și ultima mulțire. Și după cum vă spuneam, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Începând din acest moment, vom schimba firul despărțitor și vom lucra 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Vom continua lucrând un număr de 5 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 Iar în următorul picioruș scurt, din rândul anterior, vom face o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând și vom obține un număr de 21 piciorușe scurte. 2 3 4 5 O nouă mulțire. Iar acum vom face ultimele 5 piciorușe scurte și ultima înmulțire. 2 3 4 5
iar aici va fi ultima mulțire. Acum vom lucra în continuare trei rânduri de câte 21 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestor trei rânduri. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar în următorul picioruș vom face o mulțire. Vom lucra astfel până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nouă mulțire. 6 piciorușe scurte, din nou 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ultima înmulțire. Acum vom continua lucrând 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Deci vom repeta aceste 24 piciorușe scurte de 3 ori, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Vom continua următorul rând, lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul ochi vom face o înmulțire și vom repeta din nou cele 7 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, o mulțire. Din nou 7 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7. Vom face ultima înmulțire și astfel am ajuns la capătul rândului cu un număr de 27 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, urmate de o mulțire. Vom repeta această secvență de alte două ori, iar la capătul rândului ne întâlnim cu 30 de piciorușe scurte. Deci 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire. După ce am lucrat 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am repetat de 3 ori această secvență, am obținut 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, iar în următorul picioruș scurt vom face o mulțire. Vom lucra această secvență pe întreg parcursul rândului, deci 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am făcut și cea de-a doua mulțire, noi ne întâlnim la capătul acestui rând.
După ce am lucrat secvențe de patru piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 36 piciorușe scurte, acum vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, iar în următorul picioruș vom face o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 42 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, o nouă înmulțire și veți continua în felul acesta. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am repetat secvența pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș scurt vom face o mulțire, vom repeta astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am repetat această secvență pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de 48 de piciorușe scurte. Deci vom face 4 rânduri, fiecare picioruș îl vom lua așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 4 rânduri și vom continua lucrarea. Capătul celor 4 rânduri de 48 de piciorușe scurte. Acum eu voi pune firul alb, îl voi adăuga aici. Voi trage bine firul albastru de desubt și cu firul alb voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, cel de-al treilea. Voi trage bine totul de desubt, felul acesta. Voi scurta firul albastru. Voi lăsa o bucată din el pentru că îi voi da stabilitate în timp ce lucrez. Iar acum, ținând bine firele aici în spate, voi lua firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, deci sar acesta, primul l-am sărit de aici, voi intra în cel de-al doilea și voi face punct puf. 1, a doua oară am luat pe croșet, a treia oară am luat pe croșet, iar acum voi închide totul. După care, din nou, voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi fi atentă să prind pe spate firele și voi face din nou punct puf. Am luat o dată pe croșet, a doua oară, cea de-a treia oară, voi intra, voi închide totul, am luat firul pe croșet, sar un picioruș, în felul acesta vom lucra totul de jur împrejur. În acest punct, pentru a face bata căciuliței, să spunem, sar un picioruș, intru în următorul,
face punctul puf. O închide totul și merg mai departe. Sar un picioruș, intru în următorul. 2, cea de-a treia oară. Închide și din nou sar un picioruș și intru în următorul. Acum am abandonat firul albastru de desubt. Închide, sărim un picioruș și intrăm în următorul. 1, 2, cea de-a treia oară. În felul acesta continuăm până la sfârșitul acestui rând. Voi continua singură, la fel și dumneavoastră, iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Deci, în afară de primul fir pe care îl luăm pe croșet, va trebui să luăm de alte 3 ori. 1, 2, 3, iar apoi vom închide. Și vom continua în acest mod, ne întâlnim la capătul rândului. La capătul rândului vom închide aici în primul picioruș cu fir alunecat. Vom scurta firul, vom lăsa o bucățică mai lungă pentru că vom avea nevoie să coasem căciulița de căpușor, să o fixăm. Și astfel am făcut partea cea mai importantă pentru căpușor. Ia să vedem cum stă, cum se prezintă. Bine, mie îmi place. Așa. Acum o să-i facem, uitați-vă ce frumos el arată. O să-i facem moțul de la căciuliță, pe care îl vom face foarte simplu. Vom pune pe degete și vom da firul de câte ori considerăm că este nevoie. Să-i facem un bel moțișor. Voi intra aici pe mijloc. Voi intra și partea cealaltă, în modul în care să pun în două firul. În felul acesta îi dăm stabilitate. Deci facem exact ca și cum am face un nod strâns. Acum cu foarfecul vom tăia de o parte și de cealaltă. Vom scurta moțișorul în modul în care să aibă un aspect frumos. Eu voi tăia un pic aici de o parte să nu fac dezastru pe masă. Îl vom ciufuli un pic, vom mai tăia unde ni se pare că nu este bine.
acesta și cu croșetul îl vom ascunde, îl vom trage capătul de fir, vedeți, al moțului, îl voi ascunde înăuntru. Spirul. Felul acesta îl voi fixa un pic aici, pe spate. Din nou cu croșetul îl voi ascunde în modul în care să nu se observe pe față. Felul acesta îl face un nod. Ia să vedem, uitați-vă, s-a fixat. Firul putem să-l lăsăm în interior, nu ne deranjează cu nimic. Acum vom trece la partea următoare. Tot ceea ce avem de făcut de acum este lucru de migală. Uitați-vă, frumos, mie îmi place. O să văd reacțiile dumneavoastră. Vom trece să lucrăm barba și mustățile. Mai întâi voi vedea cu mustață. Vom face mustața. Voi face un prim ochi de lanț, însă voi lăsa o bucată de fir un pic mai lungă, apoi veți înțelege de ce. Și voi face un număr de 14 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț în plus. Voi lua firul pe croșet și voi intra, deci 1, 2, 3, 4, voi intra în cel de-al cincilea ochi și voi face din nou punctul puf. A doua oară am luat pe croșet, voi lua a treia oară. Acesta va fi un Moș Crăciun un pic mai deosebit de alții. Voi sări din nou un ochi de lanț. Voi intra în următorul. Voi face din nou un punct puf. Mie îmi place acest punct, să-l lucrez. Cred că ați observat că l-ador, practic. Din nou voi lua firul pe croșet, voi sări un ochi de lanț, voi intra în următorul. Din nou sar un ochi de lanț. În felul acesta vom lucra până la capătul rândului, făcând aceste puncte puf. Acum noi vom lucra singure și mă voi întoarce. Deci lucrăm singuri, ne întâlnim la capătul rândului.
să iasă. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi întoarce lucrul. Și în spațiul creat între cele două puncte puf din rândul anterior, voi face un punct, un nou punct puf. 1, 2, am luat cea de-a treia oară, voi închide, ca și până acum, mă voi deplasa în următorul spațiu, intrăm în următorul spațiu, dintre cele două puncte puf care urmează. Treilea. Și continuăm astfel până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. În ultimul spațiu am făcut ultimul punct puf, acum voi lua firul odată pe croșet și voi intra în punctul unde am închis primul puf din rândul anterior. Voi face un picioruș dublu și voi închide. Voi lăsa din nou firul lung pentru că va fi nevoie să coasem. Ceea ce facem acum, așa cum vă spuneam, este lucru cel mai migălos. Punem deoparte și mustățile și vom continua. Dacă vă amintiți, am lucrat mânuțele. Trebuie să atașăm acum degetul mare, degetul gros, îl vom coase. Dacă nu aveți îndemânarea, mă refer la doamnele care sunt un pic mai la început, îndemânarea necesară, puteți fixa degețelul cu coace de siguranță. Nu este nicio problemă. Îl voi fixa aici. Deci voi lăsa un rând de la culoare albastră și pe cel de-al doilea rând voi începe să cos degetul. Vom coase încet, cu atenție. Bineînțeles, mânuța este plină cu melană. Eu am desfăcut din nou, pentru că ieri seara am uitat din și oboseală și faptul de a vrea să merg un pic mai departe cu lucrul, am închis lucrarea fără să umplu. Am desfăcut, am umplut cu melană mânuța și am refăcut din nou exact în modul în care v-am arătat că se închide. Uitați-vă, am atașat degețelul, totul vine cusut la locul potrivit, iar acum voi uși cu firul undeva, îl voi pierde, am atașat și degețelul. Dedesubt, scurtăm capătul și avem mânuțele gata. Le punem deoparte pentru că mai târziu le vom aranja și pe ele la locul lor. Acum este rândul cizmulițelor. Cizmulițele, după cum știți, le-am lucrat deja.
le vom da o notă mai frumoasă, le vom face ca și cum ar avea un șnuruleț cu firul negru, cu același fir Bravo cu care am lucrat talpa. Voi pune firul, voi lua o bucată de fir destul de lung și vă voi arăta modul în care vom face șnurulețul. Am făcut nod. Din momentul în care am început să scădem, de unde am atașat firul alb, vom număra în sus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe cel de-al șaptelea rând vom face șnurul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe cel de-al șaptelea rând vom încerca să ne orientăm exact pe mijloc și în felul acesta. Voi ieși un pic mai în spate. Intrăm cu acul. Vom trage un pic firul în interior. În același loc vom intra din nou. Am lucrat și cea de-a doua oară. Acum voi ieși, voi sări 1, 2 în cel de-al treilea ochi, în cel de-al treilea rând, exact în aceeași direcție cu partea de jos. Vedeți? Să fie în mod egal. Odată mă întorc a doua oară, apoi mă voi întoarce în capătul, din nou în capătul de jos. Voi intra aici sus, din nou, voi fi atentă la rânduri, 1, 2, 3, vom face încrucișat, iar acum voi face partea de deasupra, după cum vedeți. Și am făcut și șnurulețul ghetuțelor. Simplu, cu atenție. Uitați-vă. Voi pierde un pic firul în melana aici. Voi scoate undeva în spate și îl voi tăia, îl voi scurta, dacă mă lasă, în felul acesta. Deci am realizat și această parte. Am aranjat și cizmulițele, uitați-vă ce frumușele sunt. Le punem și pe ele deoparte. Vom da deoparte căciulița, mustața și acum vom continua să umplem corpul. După cum vedeți, deja l-am umplut cu melană. Acum vom umple piciorușele. Corpul l-am umplut din interiorul fiecărui crac de pantalon pe care l-am făcut.
poate nu mă exprim corect, la mine așa se spune de unde vin eu, crac, un crac de pantalon. Dacă cumva greșesc, vă rog să nu mă criticați prea mult, vom umple bine piciorușele, pantalonașii. Adăuga un alt pic de melană pentru că este nevoie. În modul în care să stea bine. Îi vom aranja. Mâinile putem să facem minuni. După cum vedeți, lucrări frumoase, deosebite. Voi pune un alt pic de melană în celălalt picioruș. Acest tutorial este un pic mai lung, însă încet, încet vom ajunge la capătul lucrării și, așa cum vă spuneam, aveți încredere că moșul nostru va fi frumos. Acesta este. Acum vom face din nou o parte de lucrare care este un pic mai migăloasă. Așa cum ați văzut că am făcut punctul puf aici la căciuliță, același punct puf, însă de data aceasta cu culoarea neagră, îl vom face aici la baza pantalonilor. Deci vom începe. În același mod, voi atașa firul negru, chiar dacă am umplut pantalonul, nu face nimic, este mult, mult mai ușor. Voi începe din partea din spate a fiecărui crac de pantalon, ies cu firul, fac cele trei ochiuri de lanț, care le-am făcut și la ați văzut când am făcut mustața. După care voi începe de jur împrejur să lucrez acel punct puf, ascunzând în același timp și capătul de fir negru. Voi lua firul odată pe croșet, sar un ochi, voi intra în următorul și voi face în același mod, voi trage de trei ori firul pe croșet, așa cum vă spuneam, aceasta este partea cea mai migăloasă a lucrării. Sper să vedeți ceea ce fac, pentru că laptopul este undeva într-o parte. Sar din nou un ochi, intru în următorul. Voi face același punct puf. Închide. Merg mai departe. Întotdeauna să începem din partea din spate, pentru că dacă este ceva în neregulă, vom reuși să mascăm un pic anumite imperfecțiuni. Mi este foarte greu să văd. Și vom continua astfel pe întreg parcursul. Și voi sări un picioruș, voi intra în următorul. Pe întreg parcursul acestei părți de pantalon, după care în același mod vom proceda și cu cea de-a doua parte. Cu atenție, pentru că se poate prinde firul de melană, așa cum mi s-a întâmplat mie acum.
Însă eu cred că merită efortul. Continuăm. Voi sări din nou un piciorul scurt. Voi intra în următorul. Voi închide punctul. De aici înainte vom lucra singure, noi ne vom întâlni când vom termina la amândoi la amândouă părți ale, ale pantalonului. Ați văzut modul în care am închis la căciuliță, dar cred că voi lucra din nou împreună cu dumneavoastră pentru a vedea exact din nou cum închidem și în felul acesta veți putea lucra singure cea de-a doua parte. Sper foarte mult să vă placă acest Moș Crăciun. De aceea vă spuneam la început că este foarte multă muncă până când creezi o jucărie, un amigurumi. Trebuie întotdeauna să fii foarte atent la tot ceea ce se găsește în jur, pentru că nu este permis să copii pe nimeni. Sunt calcule care se fac, sunt numere, măsuri, în modul în care lucrarea să iasă perfectă. De aceea spuneam, chiar dacă uneori vi se pare că nu filmăm bine sau nu sunteți mulțumite de modul în care explic, să știți că în spatele fiecărei lucrări este foarte multă muncă. Doar, cum să spun, cine ajunge să facă tutoriale, apoi realizează că este o muncă titanică a face un tutorial și a-l face în modul în care să nu supere pe nimeni, ca lucrarea să îți aparțină, să fie a ta. Fiecare lucrare, fiecare persoană își lasă amprenta personală pe ceea ce lucrează. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide în primul picioruș pe care l-am făcut din cele trei ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea și voi ascunde firul aici, undeva dedesubt, capătul de fir. Voi trage prin unul dintre aceste puncte. Voi face un nod din nou cu croșetul și îl voi ascunde dedesubt. Îl voi lăsa dedesubt pentru că nu mă deranjează cu nimic. În același mod se va proceda și cu cel de-al doilea crac de pantalon. Noi ne întâlnim când terminăm de lucrat și cea de-a doua parte de aici. După ce am terminat și manșeta la cel de-al doilea picioruș, am întors-o pe dos, după cum vedeți, voi atașa cizmuliță și încet, încet voi coase cu firul alb de jur împrejur. Voi face modul în care să dau un pic de stabilitate firului. Acesta.
Și încet, încet, de jur împrejur, vom coase cizmulița, fiind atente să pornim cu partea din față. Vom atașa de firul negru care am lucrat punctul puf și în felul acesta încet, încet vom coase cizmulița la locul său. Vedeți? Încet. Știu că este o muncă de migală, de aceea vă spuneam că acum este mult mai migălos, dar și aceasta trebuie să o facem. Sau dumneavoastră, dacă preferați, puteți să faceți partea neagră și să o aplicați separat, însă eu așa am proiectat-o în felul acesta. Chiar dacă este mult mai greu de lucru, un pic mai dificil, însă în felul acesta pot să-i dau o formă. Pentru că apoi, indiferent de modul în care vom lucra, această parte va trebui să fie atașată și ea, bineînțeles. Așa vom proceda la amândouă piciorușele. Vom coase mai departe. Așa cum v-am spus, acest tutorial va fi mai lung decât celelalte, pentru că este lucru de migală, este lucru de unde se coase mai mult, unde sunt părțile cele mai micuțe și cele mai dificile. Să știți, la mine este foarte târziu. Voi încerca apoi să încarc mâine acest tutorial. Mâine dimineață sper că internetul să funcționeze cât de cât, să nu-mi ia foarte multe ore ca și până acum. Deci, după cum vedeți, mă apropii încet, încet de sfârșitul acestei părți a lucrării. În felul acesta apoi vom atașa singure cea de-a doua cizmuliță piciorușului. Dau un pic de stabilitate aici, modul în care să stea fix. Sper foarte mult că totul să iasă așa cum am gândit eu. Da. Uitați-vă. Vedeți ce frumos e? Se prezintă frumos, mie îmi place. Deci acum vom ascunde acest fir, îl vom pierde undeva de desubt și
Și în felul acesta vom coase și cea de-a doua cizmuliță. Deci vom întoarce partea care reprezintă bata pantalonului, să-i spunem așa, și vom atașa. La cel de-al doilea picioruș vom lucra singure. Acum voi scurta firul, dat și oarecare stabilitate, voi coase cel de-al doilea picioruș. La fel și dumneavoastră veți coase singure. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Ne întâlnim să continuăm. Am terminat de cusut cizmulițele, după cum vedeți. Le-am cusut pe amândouă. Acum am pus căciulița cu partea unde am început punctul puf cu alb. Am pus această parte în spate. Acum voi da aici câteva puncte pentru a fixa căciulița să-mi stea bine. Oricum ea stă, însă pentru mai multă siguranță îi voi da câteva puncte cu acul și acul pentru lână, așa cum știți. Voi încerca modul în care să nu mă izbesc în cameră, să nu mă deranjez de la locul ei. Nu este nevoie să coasem mult, doar atât cât să-i dăm stabilitate. Deci câteva puncte. În felul acesta suntem sigure că căciulița va sta cu minte la locul ei. Voi pierde și aici undeva firul. După care vom continua, pentru că vedeți, încet, încet, cu pași mici, ne apropiem de sfârșitul lucrării. Așa, felul acesta. Voi scurta și acest fir. Pentru că de acum, așa cum vă spuneam, aceste părți ale lucrării sunt foarte, foarte migăloase. Cu acest fir de ață care mi-a rămas, voi face cataramă la hăinuța moșului. Nu am vrut să-i pun prea mult negru aici, pentru că oricum este această nuanță de albastru. Aici unde vedeți că am început rândul, voi intra cu acul undeva de desubt și voi face o mică cataramă. Modul în care ea să fie aliniată bine, așa, din cauza aceasta cu acul mă plimb dintr-o parte în alta, să pot alinia. Voi trage un pic firul înăuntru. Fiți atente când coaseți să nu vă alunece acest fir, să nu-l scăpați de sub control. Eu sper că vedeți ceea ce eu lucrez. Sper foarte mult. Voi ridica aici deasupra. Așa, felul acesta. Chiar dacă intru un pic exact în marginea lucrării, vedeți partea care am făcut-o cu negru. Voi ieși modul în care să creez această mică cataramă.
voi pierde și acest fir undeva de desubt. Putem să fie corectă, aranjăm cum trebuie cu mânuțele. Vom scurta și acest capăt de fir. În felul acesta am mai făcut o parte din lucrarea noastră. Așa cum vă spuneam, acest tutorial va fi mult mai lung decât celelalte, pentru că este mai mult de lucru. Sunt părțile cele mai migăloase. Acum voi continua cu firul alb. Am făcut un șnur format din 20 de ochiuri de lanț. Acum vom face barba moșului. Am făcut aceste 20 de ochiuri de lanț. Voi trage firul și în primul ochi de lanț voi face un punct puf. Deci, în modul în care am lucrat mustața, în același mod vom lucra și barba. Am făcut primul punct, iau firul pe croșet, sar un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea și voi face punctele puf, așa cum ați văzut la mustață, doar că la mustață au fost mai puține ochiuri de lanț. Dumneavoastră veți măsura după fața moșului dumneavoastră și de această dată vom face patru rânduri de puf, pentru că în felul acesta apoi vom forma barba și trebuie să fie un pic mai lungă, știți foarte bine. Moșului este lungă, nu sar un punct. Felul acesta lucrăm până când ajungem la capătul rândului, lucrăm singure și apoi când suntem acolo la capătul rândului, mă voi întoarce pentru a vă arăta din nou cum trecem la partea de deasupra, la următorul rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul punct puf aici, la capăt. Voi închide acest punct, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și în spațiul care s-a creat între primele două puncte puf, voi face un nou punct. În felul acesta vom lucra înainte și înapoi până când vom forma 4 rânduri astfel de puncte. După cele 4 rânduri, bineînțeles, ne vom opri și ne vom reîntâlni. Ați văzut cum fac trecerea de la un punct, de la un rând la celălalt. În felul acesta vom forma și barba. Vă veți întreba cum va fi. Veți vedea modul în care o vom aranja, nu vă preocupați. Deci noi ne întâlnim când vom încheia de lucrat aceste 4 rânduri, pentru că nu uitați, mai avem încă de lucru. În felul acesta fac ultimul punct și apoi lucrăm singure.
Am ajuns la capătul celor patru rânduri, voi lăsa firul mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem apoi de fața moșului. Voi închide și această parte a lucrării, vom lăsa un pic deoparte. Și vom continua prin a face aici o dungă albă, vom face în același mod un număr de ochiuri de lanț care să corespundă părții din față a lungimii hăinuței moșului. Vom număra câte ochiuri de lanț sunt. Deci vom începe să facem. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le lucrez un pic mai lărguțe, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu cred că 20 sunt suficiente, iar acum ne vom întoarce corespondența celui de-al doilea ochi de lanț și vom face un rând de piciorușe scurte. După care, această parte, așa cum vă spuneam, o vom coase pe hăinuța moșului pentru a forma acea dunguliță albă care decorează partea din fața hăinuței. La fel vom proceda și cu mânuțele. Pentru mânuțe vom face aceleași ochiuri de lanț, dar în momentul în care vom ajunge la mânuțe vom face și aceasta. Deci acum terminăm aceste ochiuri de lanț, după care vom închide. Nu va fi nevoie să facem mai mult, da, este suficient, uitați-vă, și vom fixa aici această parte a lucrării. Încet, încet moșul nostru prinde formă. Eu sper foarte mult să vă placă, sper că merită eforturile pe care le-am depus. Sincer vă spun, este miezul nopții. Sunt foarte obosită, dar vreau să termin această lucrare pentru că să o pot apoi încărca mâine fiind joi. De fapt, acum deja suntem joi pentru că este târziu. Și aceasta, aici voi scurta firul, voi lăsa o bucată mai lungă, se pot pune apul și se pot coase, voi încheia această parte a lucrării, iar cu acul vom atașa această parte aici, pornind de la cataramă în sus. Aceasta o veți scoase singure, nu este nevoie să vă învăț eu. Deci vom face singure această parte, la fel cum vom face și pentru manșete. Numărăm ochiurile de lanț și oricum mă voi întoarce să vă arăt acum vom fixa aceasta. Pentru mânuțe, în același mod, am făcut ochiuri de lanț atât cât să fie destule de jur împrejur, pentru că vom măsura și
Apoi voi face din nou, ca și la partea de față, începând din al doilea ochi, voi întoarce și voi face piciorușe scurte până la capătul rândului, după care vom coase și această parte și în același mod vom proceda la cele două mânuțe. Încet, încet ne apropiem cu pași de sfârșitul acestei lucrări. Acestea nu vi le prezint pentru că sunt lucruri simple pe care le puteți face. Eu doar spun ceea ce execut. Sunt cele mai simple lucruri. Iar noi ne întâlnim când vom fixa și aceste dungulițe albe la mânuțe. Așa cum vă spuneam, le veți coase fără nicio problemă cu firul alb, cu acul mare, veți atașa și nu uitați să pregătiți și ochișorii, căci ne apropiem de sfârșitul lucrării, dar mai întâi și mai întâi, după ce terminăm cu mânuțele, va trebui să fixăm barba și să facem nasucul omului, pentru că acela până acum încă nu l-am realizat. Încet, încet eu ajung aici la capătul rândului, vorbind cu dumneavoastră. Când voi ajunge la capătul rândului, voi lăsa o bucată de fir mai lung, care mă va ajuta să cos lucrarea. Felul acesta. Vom coase totul de jur împrejur și ne întâlnim după ce terminăm de cusut și această parte. Am terminat mânuțele, după cum vedeți, le am aici alături. Acum, cu capătul de fir de la începutul bărbii, vom face în felul acesta și vom strânge un pic partea de jos a bărbii moșului, în modul în care să-i dăm o anumită formă. Vom face în felul acesta. Vom strânge puțin. Așa. Că este suficient. Acum eu aici voi voi închide lucrarea. Voi ascunde firul undeva dedesubt, îl voi perde. După care vom coase partea de deasupra, deci vom începe să coasem barba moșului. Mâinile vor fi ultimele care le vom aplica. Terminat aceasta, voi pune firul în ac și voi începe să cos barba. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să o fixați mai întâi cu ace de siguranță, pentru a o poziționa corect. Sper să-mi intre repede firul. Așa. Iar acum eu voi începe să o cos. Deci o voi fixa aici, în partea de jos. Și voi începe să cos barba. Vom coase singure, dacă este posibil. Nu este greu de cusut, doar vom intra dintr-o parte în alta, atât cât să o putem fixa, să-i dăm stabilitate. Vedeți? Felul acesta.
sper, bineînțeles, nu se va vedea. Este alb. Mi-este frică să ridic mâna mai sus pentru că nu vreau să lovesc camera. S-a întâmplat de câteva ori în câteva lucrări că am lovit camera și s-a deplasat din locul ei. Așa, pe acesta. Aici voi încheia. Bine capătul prinde bine, apoi voi pierde acest fir undeva de desubt, nu are importanță unde, important este ca barba să fie stabilă, după cum vedeți, ea deja este stabilă. Voi pierde aici de desubt firul. Îl voi scurta. După care vom trece la mustață. Vom fixa și mustața. Uitați-vă, barba este gata. Pentru mustață, cum vă spuneam, la început am lăsat aici acest capăt de fir. Vom da formă mustății. Veți vedea în ce mod. Vom strânge la capete. Intră greu firul. Chiar dacă acul este cu gaură foarte mare, deja oboseală, aș spune cuvântul, voi intra, voi strânge în felul acesta, sper că vedeți. Voi strânge un pic. Voi face un nod. După care din nou voi pierde un pic firul și îl voi scurta. În același mod voi proceda și partea cealaltă, acest alt capăt. Capetele de fire, aici firul l-am lăsat mai lung. Capetele de fire să nu le aruncați, întotdeauna să le strângeți, pentru că ele vor folosi când vom lucra jucăria amigurumi. Le vom pune înăuntru. Astfel vom recicla totul. În același mod voi proceda și aici. Voi strânge acest capăt de barbă, de mustață, scuzați. Și acum spuneam, oboseală își spune cuvântul. De aceea vă spuneam de multe ori, chiar dacă sunteți critice în anumite momente, uitați acum voi veni aici la mijloc cu firul. Deplasez în mijloc, intră în partea de deasupra, nu voi strânge prea tare. Voi încerca să dau formă mustății, felul acesta. Voi intra cu acul. Voi fixa și mustățile.
aici? Coase de barbă. În modul în care să-i dăm un pic de stabilitate.